Nici un guvern în ultimii 10-15 ani nu a fost în situație să facă față mai multor probleme concomitente în decurs de un an. COVID, secetă, criză economică. Cei care critică își vor aminti de această perioadă și vor recunoaște că a fost unul dintre cele mai profesioniste guverne care a făcut față acestor provocări. Eu vreau să mulțumesc membrilor guvernului pe care, împreună cu domnul prim-ministru, i-am delegat la diferite etape în componența guvernului și care au făcut față tuturor problemelor care le-au stat pe agenda pe parcursul acestuia. Începând cu ziua de mâine, președintele nou ales, care va depune jurământul, trebuie să-și asume întreaga responsabilitate pentru ceea ce este în țară și să înceapă discuțiile cu fracțiunile parlamentare pentru numirea altui guvern, desemnând un candidat, sau pentru discutarea agendei, foaiei de parcurs, pentru declanșarea alegerilor anticipate. Vreau să spun că noi suntem disponibili pentru această discuție.